pentru orice fel de cetățean român care vrea să voteze și le mulțumesc tuturor celor care au votat și îi asigur pe absolut toți că prin măsurile pe care le luăm, pe 16 noiembrie vor putea să-și exercite dreptul constituțional la vot. În urma analizei a rezultat că, având un număr identic de secții de vot cu anul 2009, prezența în diaspora a fost mult mai mare. În 2009, la primul tur, au fost 98.000, turul al doilea 146.000 de votanți. Ieri au votat 161.000 de români și, cu siguranță, unii dintre ei, la Paris sau la Londra, nu au putut, închizându-se secțiile de vot la ora 21, ora locală, nu ora 21, ora României, nu au putut să-și exercite dreptul de vot decât cei care se aflau, conform legii, în interiorul secției. În țările cu cele mai mari comunități, din fericire, lucrurile s-au desfășurat în linii mari, în mod normal și toată lumea a putut vota. Problemele au apărut, așa cum v-am spus și cum rezultă și din analiza Ministerului Afacerilor Externe, la Paris, la Londra și la München, Berlin, Viena și la câteva secții din Republica Moldova. Este foarte clar că procedura de vot este cea care a consumat foarte mult timp, este o procedură antifraudarea votului, pentru că presupune completarea tuturor datelor de către cel care votează și un timp mediu de 6, 7, 10 minute, ceea ce a dus pe finalul zilei la acea aglomerație.